Autoritățile locale din municipiul Hunedoara doresc să valorifice la maximum potențialul turistic existent, iar unul dintre proiectele implementate în acest sens este cel care vizează amenajarea albiei râului Cerna, zona urmând a fi transformată în una de agrement, investiția fiind realizată cu fonduri europene. Se va monta mobilier urban, bănci, coșuri de gunoi, jardiniere, stradale, corpuri de iluminat, cișmele. Se vor consolida malurile și zidurile de sprijin, se vor amenaja pe malul drept al râului spații verzi cu iarbă și gradene din beton cu locuri de stat în apropierea apei curgătoare. Totodată se vor propune noi rețele de iluminat stradal de-a lungul porțiunii amenajate pentru crearea unui ambient plăcut, crearea de accese în albia minoră a râului și montarea de platforme mobile pentru persoanele cu dizabilități. De la intrarea în oraș și până la Castelul Corvinilor, orașul nostru va avea o față nouă, iar prin acest proiect vom readuce la viață râul Cerna, urmărind reamenajarea structurii existente a cursului de apă, evidențiind clar acest potențial. Și prin acest proiect, alături de multe altele, Hunedoara va continua drumul european al dezvoltării, pentru că ne dorim un oraș și mai curat și mai modern, cu mult mai primitor pentru turiștii care ne vor vizita orașul, un oraș de care să fim mândri acasă, la Hunedoara, dar și în lumea largă, a declarat Dan Bobuțanu, primarul municipiului Hunedoara.